Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. După apusul epocii fanariote, țara românească și-a uns domn român în persoana lui Grigorie Dimitrie Ghica al IV-lea. Minte luminată și inovatoare, acesta a dispus pavarea unor străzi bucureștene, lucru rar în vremea sa, dar și ctitoria de biserici. Una dintre acestea este monumentul istoric Biserica Teiul Doamnei Ghica, zidită la anul 1833. La numai 2 ani după aceasta, ctitorul domnitor avea să plece la cele veșnice, fiind înmormântat în curtea bisericii. Biserica cu 2 hramuri, cel al Înălțării Domnului și Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, destinat a fi inițial paraclis familial, are o arhitectură inedită. Este rotundă. Zidirea în stil neoclasic italian este opera meșterului Uvelz după planurile arhitectului Xavier Villacros. O astfel de ctitorie rotundă mai există în comuna Lescan din județul Iași, ridicată în 1793. Pictura în ulei, un splendid melanj al stilurilor bizantin și occidental, este semnată de italianul Alberto Giacometti, cel care a pictat și Palatul Ghica din imediata vecinătate, reședința de vară a domnitorului. Prin ferestrele turlei, razele soarelui pătrund îndrăznețe, luminând frumoasele medalioane cu icoane amplasate pe cupolă. De pe peretele vestic ne privește peste veacuri domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica, al IV-lea, îmbrăcat în anteriu și cu ijlic pe cap, în timp ce urmașul său la tron, mult mai modernul Alexandru Ghica, este îmbrăcat în costum negru, vestă albă, joben și eșarfă, după modelul vestic. La cutremurul din 1940, turla bisericii a fost foarte avariată. S-a rezidit ulterior, însă nu după modelul original. Atât clopotnița, cât și zidul înconjurător cu o înălțime de 2 metri, declarate la rândul lor monumente istorice, au fost zidite în același timp cu biserica. În curtea bisericii se află mormintele familiei Ghica, adevărate monumente de artă dăltuite în marmură, alături de cel al generalului Alexandru Solomon și al soției sale, operă a sculptorului Carl Storck. Vechea familie de boieri Ghica a dat nenumărate personalități, printre care 15 domnitori în țara românească și Moldova, 2 prim-miniștri, ambasadori, oameni de știință, literați, exploratori, precum și un înalt prelat în persoana monseniorului Vladimir Ghica, beatificat la 31 august 2013 la București. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.